Peste 2.900 de absolvenți ai claselor a 8-a au susținut anul acesta evaluarea națională, însă doar 9 au reușit să obțină punctaj maxim în urma corectării lucrărilor. Dintre aceștia, 7 sunt slătineni, iar efortul lor va fi răsplătit de administrația locală. Nu au fost uitați nici sportiva slătineană Adina Diaconu și antrenorul emerit Petre Arnăutu, care la campionatul european de tenis de masă pentru juniori și cadeți de la Zagreb au înălțat steagul țării la cel mai înalt nivel. Este un proiect pe care l-am promovat eu, mă bucur că acești consilieri ai noștri, ai Slatinei, au împărtășesc viziunea mea pentru susținerea tuturor copiilor cu performanță. În același timp, astăzi am aprobat și, să zic, o sponsorizare pentru cei cu performanță extraordinare în Slatina și aici, știți foarte bine, mă refer la tenismena noastră. Și de acum încolo, toți cei care vor avea performanță în Slatina vor fi susținuți de către Primăria Slatina. Pentru ei, Primăria Slatina a alocat din bugetul local suma de 15.000 de lei. Copiii care au luat 10 vor primi câte 10 milioane, iar atât antrenorul cât și sportiva noastră vor lua câte 4.000 de lei. Cei 7 tineri care au obținut media 10 la evaluarea națională vor fi premiați tot cu 1.000 de lei și de Ministerul Educației. Iată care sunt elevii perfecți ai Slatinei. Dumitru Diana Cristina, Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu, Podaru Andrei Alexandru și Rădulescu Andrei Lucian, Colegiul Național Radu Greceanu, Stanciu Gabriel Ciprian, Școala Gimnazială numărul 3, Niță Irina Cristiana, Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, Vârban Iulia Maria, Școala Gimnazială Eugen Ionescu și Antonescu Maria Cristina, fostă elevă a Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă.